Vreau să știu care este motivul esențial, de ce nu se aplică legea și pentru unii și pentru alții. Pentru unii muma, pentru alții ciumă. O familie din cartierul Schela Mare a ajuns la capătul răbdării din cauza problemelor avute cu vecinii. Oamenii susțin că, în afară de construcțiile ilegale și gardurile făcute pe domeniul public, oamenii s-au trezit că vecinii au pus fosa septică chiar lângă gardul lor. Aici este fosa septică, toată mizeria care vine în curte la mine. În al doilea rând, rigolele de la bloc sunt astupate, toată apa se scurge tot la mine în curte. S-a făcut construcție ilegală la acest gard, pe care îl vedeți și dumneavoastră din imagini, și mai ales am îndecât răspunsul scris din partea lor că îi somează în termen de 10 zile să dărâme. Dar nu s-a întâmplat nimic. Familia care a reclamat construcțiile ilegale ale vecinilor susține că a întâmpinat probleme la primăria Moreni, iar autoritățile nu aplică legea în mod egal. Am contactat-o telefonic pe doamna Dinu Simona, verișoara domnului primar, și nu a dorit să discute cu noi telefonic, decât răspundea altă persoană, altă colegă de-a dumneaei, și nu dorea să răspundă la telefon. Dânsa s-a ocupat de dosar. Da, dânsa s-a ocupat de dosar, dar nu s-a luat nimic în calcul. Vă dați seama, au trecut 5 luni de zile și nicio măsură legală nici la momentul actual. Am fost la primăria Moreni pentru a obține un punct de vedere oficial, însă am aflat că Simona Dinu, cea care se ocupă de acest dosar, este în concediu, sau cel puțin așa am fost informați. Asta era Simona Dinu în concediu. Deci pe partea de urbanism, doamna Simona s-a dat susținerea cu care e concediu medical. Deci eu ce-am făcut așa, n-aș putea să vă spun nimic ca să împarteziți. Familia reclamantului Rize Atanase acuză angajații primăriei Moreni că nu aplică legea în mod egal, iar construcțiile ilegale ale vecinilor săi nu au fost dărâmate așa cum documentele indicau că trebuie procedat. Oamenii susțin că nu înțeleg de ce autoritățile nu intervin atunci când se încalcă drepturile cetățenilor, iar cei vinovați nu sunt sancționați pentru faptele lor, încurajându-se în acest fel ca fiecare să facă ce vrea, chiar dacă terenul este domeniul public și încurcă restul locuitorilor din zonă.